O vino iarăși între noi, o mielule divin. Te așteptăm să vin la noi, cu tine mereu să fim. O vino iarăși între noi, o mielule divin. Te așteptăm să vin la noi, cu tine mereu să fim. O vino astăzi, te rugăm, fă simțita ta prezență. Vrem cu tine să sărbăm o Duh divin în permanență. O vino astăzi, te rugăm, fă simțita ta prezență. Vrem cu tine să sărbăm o Duh divin în permanență. O vino iarăși între noi, Iisuse, Domn preasfânt. Mai lasă ploaia de apoi să ude al nostru pământ. O vino iarăși între noi, Iisuse, Domn preasfânt. Mai lasă ploaia de apoi să ude al nostru pământ. O vino astăzi, te rugăm, fă simțita ta prezență. Vrem cu tine să sărbăm o Duh divin în permanență. O vino astăzi, te rugăm, fă simțita ta prezență. Vrem cu tine să sărbăm o Duh divin în permanență. Aleluia! Și cred că acesta este scopul pentru care în această seară am venit în casa Domnului, ca să-L serbăm pe El, pe Domnul și Dumnezeul nostru. Să ne închinăm Lui, să lăudăm numele Lui și să-L glorificăm pe El, căci El este Domnul, El este Dumnezeul nostru, El tăria, El sprijinitorul, El ocrotitorul nostru. De aceea, în această seară vrem să ne închinăm și să aducem Lui laudă, cinste și onoare. Vreau să citesc un cuvânt care să ne motiveze la aceasta, în această seară. Vreau să citesc un psalm foarte scurt, psalmul 134, unde cuvântul ne spune astfel: Iată, binecuvântați pe Domnul toți robii Domnului, care stați noaptea în casa Domnului. Ridicați-vă mâini spre sfântul locaș și binecuvântați pe Domnul. Domnul să te binecuvânteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul. Dragii mei, în această seară dorim să ne ridicăm spre Domnul și mâinile, dar doresc să ne ridicăm spre Domnul inimile noastre. Și plin de bucurie în această seară, pentru că suntem în casa Domnului, să lăudăm pe Domnul, să-i mulțumim Lui, căci El e acel care ne-a dat prilejul, ne-a dat sănătatea necesară și a rezolvat toate problemele noastre, încât în aceste momente putem liber să stăm în casa Lui și să ne bucurăm de El. Veniți să-L lăudăm și să-i mulțumim Lui pentru acest har și pentru această îndurare, dar în același timp să-L rugăm ca El să binecuvânteze strângerea noastră în acest loc. Avem nevoie de El și prezența Lui, dragii mei. De aceea noi credem că El este prezent unde copiii Lui se adună la închinare,
unde copiii lui se adună să laude numele lui, unde copiii lui se aducă jertfe Dumnezeului nostru. De aceea veniți să lăudăm numele lui și să-l rugăm ca el prin Duhul său cel sfânt în această seară să călăuzească întreagă lucrarea, dar prin Duhul său cel sfânt să atingă inimile noastre, să atingă viețile noastre, căci dorim în această seară, cred, fiecare să ne întâlnim cu Domnul nostru, să ne întâlnim cu Tatăl, cu iubitul nostru, cu Dumnezeul nostru. De aceea veniți să ne rugăm Domnului și să-L rugăm ca El să fie acel care să facă toate aceste lucruri. Oamenii nu pot să intervină în acestea, ci Dumnezeu e acel care poate să facă toate lucrurile desăvârșite în mijlocul nostru. Veniți să ne închinăm, să lăudăm pe Domnul și să implorăm ajutorul Lui, călăuzirea Lui în toate, prin Duhul Său cel Sfânt. Amin. Ne rugăm Domnului. Vă invit să luați locurile, iar împreună cu grupul de laudă și închinare, aș dori și noi să ne închinăm în această seară, să lăudăm pe Domnul, să-L glorificăm și El să fie acel care, așa cum spune cântarea, să transforme întristarea în bucurie. Dacă e întristare și dacă e bucurie, dragii mei,
apoi El să toarne peste, să umple, până când paharul nostru este plin de dă peste El. Și atunci când dă peste El, atunci nu putem să tăcem, atunci nu putem să ținem gura închisă, atunci lăudăm pe Domnul, căci Lui se cuvine toată slava și cinstea și onoarea. Vreau în timpul cântării să-L invit pe fratele Ruben Puha să vină și ei dânsul în față. Tu ești refugiul când sunt slab, Tu ești omoara ce o caut, Tu ești în toate dor. Inima mea ție ți-o dau, îmbracă-mă cu al tău har, fii tu în toate dor. Iisus, El prea sfânt, ridicat în slava ta, Tu ești în toate dor. Mâna ți-ntinzi atunci când cad, din susetos Tu apă-mi dai, Tu ești în toate dor. Iisus, El prea sfânt, și binecuvântat să fie Domnul nostru și în această seară, iubiți frați și surori, în care ne putem din nou strânge la oaltă și să-L preamărim pe El, El care merită lauda, cinstia și onoarea de acum și în vecii vecilor. Amin. Iubiți frați și surori, în rugăciunea care ne stă în față, aș vrea să citesc doar câteva versete din Galateni, din capitolul 6, începând cu versetul 7, unde apostolul Pavel scria și spunea: nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea lui pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Amin. Iubiți frați și surori, rugăciunea care ne stă în față, aș vrea să o facem în privința aceasta, ca să nu cădem de oboseală și să nu alunecăm pe această pantă. Nu, să nu cădeți de oboseală în facerea binelui. Pentru că, iubiți frați și surori, suntem lucrători alături de Domnul.
oricare am fi, nu trebuie neapărat să fim cei care se ridică și rostesc cuvântul Domnului. Fiecare dintre noi avem o datorie, avem o misiune. Noi suntem ambasadorii Domnului și noi trebuie să lucrăm alături de El. El e Cel ce ne ține și El e Cel ce ne întărește și ne binecuvintează ca în fiecare zi să putem semăna. Vedeți, în fiecare dimineață când ne ridicăm din așternuturile noastre, înaintea noastră stau două semințe. Sămânța neprihănirii pe care Apostolul Pavel ne îndeamnă că în orice vreme să o semănăm. Într-un câmp în care semeni grâu, toamna niciodată să nu te aștepți ca să iasă altceva decât grâu. Apostolul Pavel spune să nu ne înșelăm singuri. Dacă semănăm minciună, dacă semănăm lucruri pieritoare, să nu ne așteptăm ca să culegem neprihănire. Cuvântul Domnului ne spune că samaritianul milos a ajuns într-o zi, într-o zi oarecare în viața lui, și a dat peste un sărman om căzut la pământ, bătut, aproape leșinat de moarte. Și samaritianul, e un lucru interesant, că el era pregătit. Avea toate necesare pentru a ajuta acest om. Nu a ajuns prin surprindere, n-a fost un lucru surprinzător pentru el. De aceea, iubiți frați și surori, în fiecare zi să fim pregătiți ca să semănăm sămânța neprihănirii și să o facem prin perseverență, să o facem prin statornicie, ca să nu cădem de oboseală. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta! Apostolul Pavel, iubiți frați și surori, trage acest semnal de alarmă. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Iată oboseala, iubiți frați și surori, ne va prinde pe oricare dintre noi. Poate sunt zile care toate lucrurile ne merg bine, sunt zile când suntem sănătoși, în perioade din viețile noastre în care bucuria și bucuria pe care o avem în inimă e în fiecare zi prezentă, însă vor veni zile, iubiți frați și surori, în viețile noastre, când această oboseală încet, încet ne va paște pe fiecare. Și să veghem în privința aceasta ca să nu dăm prilej vrășmașului. Apostolul Pavel ne spunea să veghem în toate lucrurile ca să nu dăm prilej vrășmașului. Dacă știm că într-un loc vrășmașul ne va ataca, dacă știm că cu o anumită persoană suntem vulnerabili și tindem să clevetim, tindem să ne plângem, tindem să vorbim de rău pe cei din jurul nostru, haideți, iubiți frați și surori, să veghem în vremuri ca și acestea, ca să nu intre vrăjmașul și în buzunarele noastre să pună sămânța minciunii, să pună sămânța necredinței, ci întotdeauna Duhul Sfânt să ne călăuzească, să fim pregătiți cu un cuvânt bun de îmbărbătare, cu o rugăciune, dacă e nevoie, pentru cei din jurul nostru. Domnul Iisus nu ne-a chemat, iubiți frați și surori, ca să ajutăm doar pe cei care ne ajută și care ne fac bine. Domnul Iisus ne-a chemat ca în orice vreme, cuvântul, sămânța cuvântului, să-l semănăm în inimile oamenilor. Iubiți frați și surori, aș vrea să ne ridicăm pe picioare. Cu aceste cuvinte, să ne aducem din nou aminte că la vremea potrivită, lucrurile care aici, iubiți frați și surori, par o greutate, lucruri care aici poate nu vedem dincolo de munte, dincolo de deal, însă Dumnezeu are o perspectivă diferită. La vremea potrivită, la vremea în ziua aleasă de El, vom secera. Și zic ca Domnul să ne țină tari, ca să putem lupta îmbrăcați cu toată armura Duhului Său cel Sfânt, până în acea zi, când vom putea secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Doamne, întărește-ți biserica, Doamne, ascultă rugăciunile noastre și Doamne, întărește-ne pe unul fiecare. Așa cum stăm, iubiți frați și surori, ne rugăm împreună. Amin.
invit să luați locurile. Mulțumim Domnului că Domnul a fost acel care a dat semănătorilor sămânța. Nu sămânța noastră, Domnul ne-a spus, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Aceasta este sămânța. Depinde ce semănăm, depinde când semănăm. De multe ori ne uităm în stânga și în dreapta și am spune, aici nu, că e pământul tare. Aici nu, că e stâncă. Aici parcă, da, îs ca multe buruieni. Dragii mei, în pilda Domnului Iisus Hristos spune că semănătorul a semănat. Aceasta este chemarea noastră a fiecăruia. Nu să judecăm pământurile, nu să judecăm locurile, ci să semănăm. Și Apostolul Pavel a spus că eu am semănat, Apolo a udat, dar cel care face să crească este Dumnezeu. De aceea a venit să semănăm în fiecare zi. Spunea cineva, predicați în fiecare zi și dacă e nevoie, folosiți și cuvintele. Și Domnul să ne ajute. Acum vreau să ne ajute Domnul să cântăm din nou împreună cu grupul de laudă și închinare și în aceste clipe să nu uităm și pe cei care trec prin necazuri, prin probleme, căci în această seară o să ascultăm mărturia a faptului că Dumnezeu ascultă rugăciunile. De multe ori am auzit, dragii mei, punându-se întrebare, oare mai ascultă Dumnezeu? Oare mai vindecă Dumnezeu? Oare mai lucrează Dumnezeu? De parcă Dumnezeu nu ar fi același. Și o să auzim în această seară cum Dumnezeu încă lucrează, că El este același ieri, azi și în veci. Grupul de laudă și închinare, apoi rog pe fratele Ruben să vină să ne motiveze la această rugăciune în care să aducem cu dragoste, cu iubire, din toată inima, pe cei care îi avem înaintea noastră ca și cauze înaintea Domnului. Amin. Început și întrecine tuturor. Stelele și luna, glasul tău îl înțeleg. Marea și pământul, tot ce are viață, îți dedică existența lor. Toate le-ai creat, pe toate mâna ta le ține, toate spun că tu ești Dumnezeu. Ai trimis suflarea ta și viață peste mine și mai mult de tot ce ești, tu ești Tatăl meu. Toate le-ai creat, pe toate mâna ta le ține, toate-mi spun că tu ești Dumnezeu. Ai trimis suflarea ta și viață peste mine și mai mult de tot ce ești, tu ești Tatăl meu. Împărat al slavei, tu-i luminii stăpân, îngerii te laudă și oștirii ceresc. Vin cu bucurie, viața mea să-ți o închin. Vreau să simt prezența, să-ți ascult cuvântul, să te ascult șoptind că mă iubesc. Toate le-ai creat, pe toate mâna ta le ține, toate spun că tu ești Dumnezeu. Ai trimis suflarea ta și viață peste mine și mai mult de tot ce ești, tu ești Tatăl.
Tatăl meu. Toate le-ai creat, pe toate mâna ta le ține, toate spun că Tu ești Dumnezeu. Ai primit suflarea Ta și viață peste mine, și mai mult de tot ce ești, Tu ești Tatăl meu. Amin. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să luăm câteva momente și să ne motivăm unii pe alții la următoarea rugăciune și să ne rugăm pentru cei dragi, să ne rugăm pentru cei care ni sunt frați și surori care trec prin încercări. Am stat și m-am gândit de foarte multe ori, este important ce vorbim, este important să știm ce credem, doctrina este foarte importantă, dar într-un fel, parcă tot atât de important este inima cu care ne iubim unii pe alții, pentru că dacă spunem că ne iubim și nu arătăm cu fapta, de fapt mințim, spunem minciuni, nu trăim în adevăr. Dacă spunem că îl iubim pe Iisus și nu iubim fratele nostru, Domnul Iisus ne spune că mințim, că nu trăim în adevăr. Ne stă în față o rugăciune pentru cei care trec prin dureri, pentru cei care trec prin încercări și aș vrea de pe acum să vă rog să puneți lista cu aceste situații, aceste cauze, cu numele celor care trec prin încercări. Unii au probleme într-un fel, unii într-alt fel. Mă gândesc că sunt cel puțin încă pe atâți care au probleme spirituale printre noi, cei care poate într-o dată au fost între noi și acum nu mai sunt, despre care știm, care poate au fost chiar și din familiile dumneavoastră. Lista să rămână acolo și noi ne vom uita să memorăm, dacă putem, toate numele de aici. Aș vrea să citesc un pasaj care să ne motiveze într-un fel pentru următoarea rugăciune, să ne învețe cum să ne pese unii de alții. În Numeri, în capitolul 16, nu o să stăm așa de mult în detalii aici, dar Moise, Aaron și poporul Israel se află într-o situație în care majoritatea poporului izbucnesc într-o rebeliune împotriva lui Moise și Aaron și într-un fel le spun că vă faceți voi mai sfinți decât noi, v-ați ridicat voi la un nivel mai înalt decât noi. Și le spun cuvinte urâte, adică voi ați omorât poporul Domnului. Și acesta este contextul. Aș vrea să citim din Numeri 16, începând cu versetul 41 și de acolo să învățăm ceva despre rugăciune și despre dragoste față de frații noștri. A doua zi, toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron zicând, voi ați omorât pe poporul Domnului. Pe când se strângea adunarea împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron și pe când își îndreptau privirile spre cortul întâlnirii, iată că l-a acoperit norul și s-a arătat slava Domnului. Atunci Moise și Aaron au venit înaintea cortului întâlnirii și Domnul a vorbit lui Moise și a zis, dați-vă la o parte din mijlocul acestei adunări și voi topi într-o clipă. Ei au căzut cu fețele la pământ și Moise a zis lui Aaron, ia cădelnița, pune foc în ea de pe altar, pune tămâie în ea, du-te repede la adunare și fă ispășire pentru ei, căci a izbucnit mânia Domnului și a început urgia. Aaron a luat cădelnița, cum zisese Moise, și a alergat în mijlocul adunării și iată că începuse urgia printre popor. El a tămâiat și a făcut ispășire pentru norod. S-a așezat între cei morți și între cei vii și urgia a încetat. Poate că ne gândim că Moise și Aaron
ar fi îndreptățiți, să lese ca Domnul să-și facă voia Lui, nu? Dacă Domnul a spus că va distruge pe poporul Israel, puteau ei să lese ca această urgie să-și ia cursul. Și din ei, din Moise, poate că din seminția lui să fie făcut un neam mai sfânt, mai bun decât poporul Israel. Dar vedem aici, nu neapărat la porunca lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu i-a spus lui Moise, dă-te la o parte, să-i nimicesc, să-i topesc pe ăștia. El și Aaron au ales să mijlocească, să apeleze la mila și la bunătatea lui Dumnezeu. Și să aducă tămâie ca ispășire și să-i ceară milă lui Dumnezeu. Acum, noi nu ne rugăm pentru dușmanii noștri. Noi nu ne urâm cum l-a urât pe Moise în această clipă, poporul Israel. Noi ne iubim, spunem că ne iubim, suntem frați, suntem surori. Și se află printre noi, frați și surori, care trec prin încercări. Se află printre noi oameni bătrâni. Fraților, surori, poate că nu ne rugăm să trăim veșnic pe acest pământ. Știu foarte mulți frați, foarte multe surori în vârstă care au pace în inimă și vor să meargă la Domnul, într-un fel. Găsesc în aceasta un câștig, cum a spus și omul lui Dumnezeu. Dacă stau aici, stau pentru voi, stau pentru că Domnul mai are cu mine de lucru. Dacă merg, e și mai bine. Dar în aceste clipe, chiar dacă trupul nu trăiește veșnic pe acest pământ, trebuie să ne rugăm ca cei în vârstă să aibă putere sufletească, cei în vârstă să nu uităm în rugăciunile noastre, ca să rămână pentru noi și să fie oameni și femei al lui Dumnezeu, care să ne vorbească lucrurile înțelepte, lucrurile care se învață după o viață întreagă trăită. Trebuie să ne rugăm ca Domnul să-i întărească, Domnul să-i țină tare în credință și apoi toți cei care trec prin încercare. Este foarte greu să înțelegi cât de mult înseamnă rugăciunea fraților dacă niciodată n-ai trecut pe acolo. Dar sunt sigur că majoritatea dintre noi am trecut printr-o situație, sau două, sau mai multe, când am simțit putere de la Domnul ca și rezultat a rugăciunii fraților. Așa că, haideți să mijlocim și noi. Cum am spus, aceștia ni sunt frați, aceștia sunt oamenii care au slujit aici împreună cu noi într-un timp, care acum poate că se află într-o greutate, se află într-o situație aparte. Astăzi sunt ei, mâine putem fi oricare dintre noi. Credem că rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu are putere. De fapt, nu că spunem noi, ci că Domnul are ultimul cuvânt. Și cuvântul Domnului este însuși putere. Noi nu creăm nimic cu cuvintele noastre. Noi nu putem, prin declarațiile noastre, face absolut nimica. Sunt astăzi foarte multe teologii gândiri că prin cuvântul și prin declarația ta, cuvântul tău are putere de a crea sau de a schimba situația. De fapt, nu este așa deloc, pentru că lucrul acesta nu este biblic. Noi ne rugăm și apelăm la bunătatea și la mila Domnului și El, cuvântul Lui, are putere de a crea, de a vindeca. Cuvântul Lui are ultima... El are ultimul cuvânt, de fapt. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare. Dacă nu avem o inimă de dragoste, o inimă în care să ne pese de frații noștri, de cei de lângă noi, așa cum a avut Moise, așa cum a avut Aaron, să margă și să mijlocească atunci când poate că nici nu trebuia, nici nu erau bine, cum să zic, puteau să stea pe loc. Dacă nu avem așa o dragoste, haideți să cerem de la Domnul să lucreze El în noi dragostea aceasta, să ne putem ruga unii pentru alții ca și cum ar fi fratele, sora noastră, pentru că de fapt așa suntem. Pe lângă aceste nume, pe lângă aceste cauze,
aș vrea să dau loc, dacă mai sunt alte situații, dacă mai sunt alte familii, alți frați, surori, care trec prin încercare, care ar vrea să aibă rugăciunea bisericii adusă înaintea Domnului de partea lor, aș vrea să dau loc și ori prin ridicare de mână, ori prin viu grai, ca să ne putem ruga unii pentru alții. Da, dacă nu, haideți, dacă sunt prin ridicare de mână. Orice mână ridicată este o dorință a inimii, lucru care poate că nu putem spune cu viu grai, și cei care n-am ridicat mâini, câte nu sunt, orice om, orice suflet în acest loc trece prin greutate. Aceasta este lumea prin care trăim. Unii, cum am spus, trec prin într-un foc mai mare și au nevoie și de mai mult sprijin. Așa că, cu toată inima, haideți să venim înaintea Domnului știind că autoritatea este a Lui. Cuvântul Lui are putere, El are ultimul cuvânt și datoria noastră este cu toată inima, cu toată dragostea, să venim să insistăm înaintea Domnului, să apelăm la bunătatea Lui pentru frații și surorile noastre. Așa cum stăm, haideți să ne rugăm.
Mulțumim Domnului pentru acest timp de rugăciune pe care l-am avut înaintea Lui. Doresc în continuare, dacă cumva nu ați avut ocazie să dați mâna cu fratele sau sora de lângă dumneavoastră, să o faceți cu bucurie, dar să o faceți cu toată inima. Da, e foarte frumos că ajungem să dăm mâna unii cu alții. Atunci când apare o divergență între două persoane, am văzut în cele mai multe situații că împăciuitorul sau mijlocitorul a împăcării, în final, când lucrurile se pun la punct și se împacă oamenii, spune să-și dea mâna. Și acesta este un semn că s-au împăcat și între ei nu mai există nicio divergență. Mă rog Domnului ca Domnul să fie acel care să aducă o pace deplină. El a spus când s-a prezentat în mijlocul ucenicilor, pace vouă, dar după aceea le-a spus, vă las pacea, vă dau pacea mea, dar nu o pace de care, cum o dă lumea ca să vi se tulbure inima, și o pace care să fie și să rămâie peste voi pururea. Și Domnul să lase această pace peste noi, peste fiecare. Vă spun tuturor un bun venit în casa Domnului. Domnul să cerceteze inimile noastre și mulțumesc că cred că L-a făcut-o în timpul timpului de părtășie în rugăciune, dar o va face în mod cert și în timpul în care vom lăuda și vom glorifica pe Domnul cu inimile, cu sufletele noastre, împreună cu fanfara și cu corul și cu toți cei care vor sluji. În același timp, va umple inimile noastre bucurie și în timpul cuvântului, căci cuvântul Domnului este viu și ziditor, dar în același timp, El e acel care curăță, care îndepărtează ceea ce este rău, acel care sfințește viețile noastre și ne pune într-o stare plăcută după voia lui Dumnezeu. Doresc ca acest cuvânt să o facă și în această seară. Vreau să-l salutăm în mijlocul nostru din nou pe fratele Cosmin de la Chicago, de la Biserica Elim. Dânsul este împreună cu soția și copilașul lor, Domnul se binecuvânteze. Am înțeles că sunt în vizită și dorim ca Domnul să îi păzească în vizita pe care o fac în Phoenix, Arizona. Nu știu dacă o să le placă Arizona, dar știți ce? Haideți la noi iarna, că atunci puteți face diferență între Chicago și Arizona. Acum e un pic mai greu. Spun un bun venit în mijlocul nostru familiei Kovacs. Sora, o tânără Adela, împreună cu mama și Beatrice, ne vizitează în această după masă. O să-i dau loc sorei între două cântări. Sora noastră are o mărturie de adus înaintea noastră, înaintea Domnului, ca laudă și mulțumire pentru modul în care Dumnezeu lucrează și astăzi. Eu cred că va fi o întărire pentru credința noastră fiecăruia, o certitudine care să ne determine pe fiecare să ne apropiem de Domnul și să ne punem toată nădejdea și încrederea în El. Acum vreau să invit fanfara să se închine Domnului cu o cântare, după care o invit pe sora Kovac să vină în față, aici, și să aducă laudă Domnului pentru ceea ce a făcut, să aducă înaintea noastră acea mărturie și dorim ca bunul Dumnezeu să primească această mărturie ca o laudă la adresa Lui. După aceasta, invit corul să pregătească să se închine Domnului cu o cântare, dar dorim ca în toate numele Domnului să fie înălțat. Amin.
Dumnezeu, și aș dori ca aceste clipe să fie niște clipe de îmbărbătare pentru dumneavoastră. Am trecut prin această încercare și vă spun sincer că
m-am întărit foarte mult. L-am văzut pe Dumnezeu și puterea Lui, cum o lucra la noi în familie. Totodată vreau să vă mulțumesc. Am trimis bilet și la Happy Valley. Chiar ceea ce vreau să fac este faptul să arătăm puterea și dragostea lui Dumnezeu atunci când omul spune că nu mai poate face nimic. Să știți că Dumnezeu poate. Dumnezeu e mare. Am fost în spital în Sicilia cu Adela. După 5 operații, chiar doctorii de acolo, am avut profesor doctor foarte bun, care era în colaborare cu spitalul de aici, din Pennsylvania. Spitalul era construit, de fapt, de America, acolo. Deosebiți doctori, dar așa cât au fost ei de deosebiți. Și chiar la un moment dat, credeam că cu cât știam pregătirea care o au, că pot să facă. Dar ei, cu gura lor, au ajuns să spună pe motivul că întotdeauna când Adela intra într-o operație, 5 operații au avut, eu spuneam: mâinile Domnului Iisus Hristos să fie peste mâinile dumneavoastră, and God bless you, în engleză vorbeam. Și ei știau că eu cred în Dumnezeu, dar ei erau ateiști. Acolo în Sicilia sunt catolici și ateiști. Un procent mai mare de ateiști sunt. Dumnezeu așa a lucrat. Chiar doctorul, după a 5-a operație, când a ieșit din operație și a zis că l-am întrebat cum este acum. Și atunci el a spus... Ținea foarte mult la Adela, foarte mult, foarte mult. Cu durere așa în suflet zice, datorită aderențelor câte au fost, s-a mai făcut o gaură în intestinul gros, necăjit. Și atunci am spus, ce putem face? Și atunci a fost prima dată când a spus, zice, you have to pray, de două ori. You have to pray. În momentul acela... M-am mișcat normal, iar era marțea, când vreau să ajung mai, să nu țin mult. Toată ziua a fost bine, după, până seara la 8. La 8 am văzut imediat că eu stăteam cu Adela în spital. Deci noi am fost din august și până anul acesta. Dar din august până în octombrie am fost în spital. După aceea la control acolo. Și... pe la 8 seara, marțea, mi-am dat seama că o să aibă iarăși febră. Și am întrebat pe nursă ca să meargă să aducă doctorul. Era 8 seara, doctorul nu era plecat. Cred că el aștepta. Imediat a venit, a trecut prin patul, prin fața patului la Adela și atunci a zis, iarăși l-am întrebat, ce putem face? Și el atunci foarte, o tristețe așa pe fața lui. Și îmi spune, you have to pray. You have to pray. O pus capul în pământ și a ieșit afară. În momentul acela, am primit o putere în mine, exact cum se predică de atâtea ori, că trebuie ca să fim puternici, să credem. Deci eu atunci... dacă, și nu evit să vă spun și vă rog să vă întăriți, în momentul acela, dacă, nu știu, vedeți acesta și îmi spunea, primea mesaje la Dumnezeu sau spunea că se face un om, eu credeam că din ăsta se face un om. Exact cum scrie în Biblie, din pietri se pot face copiii Domnului, spiritual și. Și atunci m-am dus în baie, și am sunat o soră în România și m-am rugat cu ea. Sora respectivă, ne-am rugat foarte. Eu am încercat, nu am mai să, cum să vă spun, să aleg cuvintele, no. Doar atâta spuneam, Doamne, închide tu gaura aceea,
curăță infecția și avea febră. Și te rog, alungă tu tot, febra tot. În momentul acela, sora a avut o vedenie la care spune, o văd pe Adela, pe Domnul Iisus la patul Adela acolo. Și zice, văd acum cum curăță, cum astupă gaura, cum curăță infecția aceea și tranzacția va fi normală. De fapt, prin intestine asta așteptam, asta era așteptatul de luni de zile. Și atunci m-am dus la pat, dar știți cum am dus? Am zis să nu plece Domnul Iisus de acolo, să-l prind acolo la pat, știți? Și m-am dus acolo și mi-am luat mâna dreaptă și am zis, în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne Iisus, eu știu că ești aici. În numele Tău, te rog, pune-ți tu mâna Ta peste mâna mea. Și am pus pe capul lui Adela, peste tot corpul, și zic, știu că Tu pui mâna acum. În momentul ăla, vă spun că am simțit o liniște deosebită. Și atunci am spus la Adela, Adela, mamă, culcă-te. Eu dormeam în cameră cu ea, acolo aveam patul. Culcă-te, că zic, tu ești vindecată, mamă. M-am dus, a fost prima noapte în care am dormit fără să mă trezesc, să mă uit cum este, să contracecuie să temperatura sau așa. Dimineața când m-am trezit, nu m-am trezit îngrijorată. No. Am zis, eram așa liniștită. Am zis, Doamne, cum am dormit toată noaptea. Și am întrebat-o doar pe Adela. Adela, ai dureri. Deci ea luase morfina. Ea era pe morfina. Și atunci Adela îmi spune, nu am dureri. Bine, dar în scale 1 to 10, cât ai? 4, 5, normal că avea de-a tăieturi. 3, medicament, nu. Dar eu așteptam astea. Deci eu așteptam astea să-mi spună. Atunci, omit lucrul ăsta, am omis întotdeauna, avea NG tubul, întotdeauna înainte, normal că faci aici pe gât când înghiți, deci te jenează. Și o jumătate de minut întotdeauna înainte, simțea așa, parcă că vomită și eram foarte îngrijorată pe motivul că avea tăieturile și forțează. Și atunci Adela îmi spune, mama, poți să-mi dai puțină apă pe burete? Zic, sigur că da. Și am lăsat puțin mai intenționat apă pe burete mai mult. Și-o luat, așa cu... Și atunci am văzut cum înghite, că nu face nicio senzație. Nu are nicio senzație. De 4 ori i-am dat în total. Și, dar atunci am pus mai multă apă. La un moment dat, nimic, nicio senzație. Dar eu mă așteptam la așa ceva. Știam că ea e vindecată. Și atunci a venit nursa și spune Adela, dar nu mi-a zis mie. Zice, te rog frumos, poți să dai la mama o seringă mai mare? Adela, pentru la toți le era drag de ea. Și vreau să vă spun iarăși ceva. Dumnezeu a făcut o trecere așa de mare acolo printre atei și toți. Parcă eram al lui prezidentul, dar eram a Domnului Iisus, care el a făcut trecerea. Și atunci nursa spune, Adela, dar cum să pot eu să-ți dau seringă să pui apă? Că tu n-ai voie. Da, dar vă rog, numai puțin, puțin. Și le era drag, zice, bine, dar atunci să nu. Și atunci eu am luat seringa, pentru că oricum era NG tubul. Am pus o jumătate de seringă, toată apa o înghițit-o, NG-ul îl dădea înapoi. A venit doctorul și când a venit doctorul Centerino de acolo, profesor, deci el era chiar după directorul. Foarte bucuros, el deja știa, era informat. Adela prinsese roșeață în obraz și chiar a venit cu mâna lui, Adela, tu ești roșie, te simți mai bine. Și atunci imediat am spus, domnul doctor, deci aveam o relație cu ei foarte bună. Domnul a lucrat. Și atunci am spus, zic, domnul doctor, do you believe in God? Și atunci el îmi spune, am confuz. Și atunci am spus, domnul doctor, Adela este, uitați, puterea lui Dumnezeu. Adela e vindecată. Vă amintiți aseară ce mi-a spus?
Și atunci am spus toată povestea, dar parcă vorbeam cu un penticostal. Tot i-am spus cum a fost. Nu mi-a fost rușine, n-am avut rețineri. Și am spus, și tranzacția va fi normală, domnul doctor, să știți. După aceea am spus, domnul doctor, am vorbit mult din Biblie, am spus cu profeții, cum a lucrat Dumnezeu și cum m-a ascultat. Și după aceea chiar am zis, când o plecați, domnul doctor, vă rog frumos, pot să vă spun ceva? Zice, da. Zic, domnul doctor, God bless you. Mulțumesc. Dar așa frumos și-a plecat. Pe la 3, deci asta a fost miercurea, pe la 3, din nou am văzut că puțin se cam schimbă. Nu m-am speriat, i-am luat temperatura, avea puțină febră, nu am chemat nursa, eu știam că e vindecată. Și atunci Adela îmi spune, ca după operație, cum merge toate procedurile, și am spus, mamă, nu este normal să meargă tot așa după operație. În numele Domnului, este procedeul ca să se întâmple așa. Și atunci, după aceea, după jumătate de oră, zice, mamă, cred că o să am scaun. Și atunci zic, mamă, în numele Domnului, tranzacția va fi normală. Noi asta o așteptam. Și atunci așa a fost. Or venit, deci a fost o tranzacție normală, tot absolut. Nursa au fost, deci toți erau mișcați acolo, de fapt, cum dimineața vine doctorul și când vine doctorul îmi spune, wow, Adela, tu ești așa de bine, arăți așa de bine. Zice, deci bucuros, vedea că... Și atunci i-am spus, domnul doctor, you believe in God? Again, do you believe in God? Și atunci el îmi spune, I believe in bad and in good. Și atunci am spus, no, domnul doctor, you have to believe in God, because Adela, zic, uite, Adela este exact lucrarea lui Dumnezeu. Zic, numai Dumnezeu, dumneavoastră ați spus că nu mai este nimic, nicio șansă. Și atunci am vorbit mult, i-am spus iară, duminica, deci asta a fost joia, da. Duminica vine altul doctor și atunci ăsta era puțin mai, cum să vă spun, vorbea mai mult. Și vine la mine direct cu o doctoriță indiancă, cred că crescută în Italia acolo, și foarte, foarte de treabă. Și vine acolo la mine direct și îmi spune... la pat cu Adela acolo și îmi spune, te rog frumos să-mi spui, ce diferență vezi tu între cele patru operații și a cincea operație? Ce diferență este? Și atunci am zis, asta mi-a venit mie prima dată să-l întreb, Dr. Bonțărină, do you believe in God? Și el atunci, spre surprinderea mea, îmi spune, yes, I do. Wow. Sure you believe in God? Și atunci zice, yes, I do. Dr. Bonțărină, you know, ce răspuns pot să-ți dau eu? Te rog, întreabă-l pe doctorul Centerino. Ce diferență este? Și el atunci vine și mă bate pe umăr și îmi spune, știm tot. Doctorul Centerino ne-a spus la toți doctorii, tot spitalul știm despre Adela și despre mama lui Adela, ce noi știm toți. Și atunci am făcut legătura că el a zis, da, eu cred, I believe in God. Deci doctorii nu n-or mai da nicio șansă. Iar când am plecat, a fost deosebit. A fost și plecarea, o organizată așa frumoasă de ei, a fost mâna lui Dumnezeu. Și ce vreau să vă spun,
Deci, Adela, chiar am zis, zic, Adela, tu ești acum mâna lui Dumnezeu a fost, tu ești bine. Și să nu vă pierdeți nădejdea, de asta sunt aici în fața dumneavoastră, să credeți din toată inima că Dumnezeu poate, dar Dumnezeu ne lasă, exact asta vreau să vă mai spun, vorbeam cu doctorul Centarino a doua oară și zic, domnul doctor, poate vă gândiți că de ce nu a lucrat Dumnezeu la patra operație? Și a fost exact parcă am citit gândul lui. Ce da, de ce? Zic, da, și eu m-am gândit. Dacă lucra Dumnezeu până acum, poate și eu ziceam că dumneavoastră ați fost și dumneavoastră putea să spuneți că da, v-ați dat silința și asta a fost. Dar atunci când chiar dumneavoastră ați spus că nu mai puteți și mi-ați spus de în două seturi mi-ați spus că you, I have to pray și că numai Dumnezeu meu mai poate să lucreze, zic, de asta zic, Dumnezeu o așteptat până când ne-a pus pe toți acolo să știm și voi și eu că doar Dumnezeu a putut să lucreze. Deci Dumnezeu poate. E mare Dumnezeu. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru susținere și totodată vreau să spun că chiar a fost odată când eram foarte căzută, să știți că și cel care e acolo are nevoie foarte multă. Și căzută, bine, descurajată și am sunat la Tabita și am zis, Tabita, te rog acum, spune la biserică, era duminică. Te rog, spune acum la biserică să roage. Zic, uite, Adela. Și atunci Tabita mi-a pus telefonul și am auzit când a anunțat la Happy Valley, când a anunțat acolo ca să se roage pentru Adela. Vă spun sincer, atât m-am întărit, am început să plâng când am văzut că am susținere. Deci mare, mare lucru când cineva trece prin încercare să-i susținem și să credem că Dumnezeu poate. Ceea ce omul nu poate, Dumnezeu poate. Este aici dovada. Și vă mulțumesc foarte mult și dorim ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze cu bucuria, cu multă pace, care o aduce credința. Amin.
mulțumim Domnului că El ia poverile noastre și le duce El. Ne-a promis și tot ceea ce a promis a împlinit. În această seară, cuvântul Domnului va fi vestit din fratele Ghiță Toma. Dorim ca Duhul Domnului să fie peste el, să-l însoțească. Și text de bază la cuvânt, la mesajul pe care îl va avea în această seară, este cuvântul din Faptele Apostolilor, capitolul 9, de la versetul 10 la versetul 19, căruia vrea să-i dau citire și vă invit cu toată dragostea să ne ridicăm pe picioare și împreună să citim și să ascultăm acest cuvânt. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: scoală-te, du-te pe ulița cea se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților cei mai de seamă ca să lege pe toți cei care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să scapezi vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Amin. Vă invit să luați locurile. Acum invit din nou corul să închine Domnului cu o cântare, după care tânăra Adriana Cosa, mezina familiei, are dorința să laude pe Domnul cu o cântare, timp în care doresc ca fanfariștii să treacă la fanfară și să se închine Domnului cu încă un imn de slavă, după care vom asculta cuvântul Domnului transmis prin fratele Ghiță. Ne rugăm ca Domnul să-l ia în mâna lui, prin Duhul Său cel Sfânt să-l călăuzească în transmiterea mesajului. Amin. Thank you.
Thank you.
Să fie Domnul. Amin. Avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu suveran, miraculos. Lucrează încă și în vremurile de astăzi cu semne și minuni. Și cred că toți avem mărturii, dar nu îndrăznim. Și nu-i place lui Dumnezeu dacă nu îndrăznim să spunem și altora ce Dumnezeu a făcut în viețile noastre. Noi trebuie să scoatem în relief și să în evidență și să relatăm și altora ce mare Dumnezeu avem și bun. Numai așa se întorc oamenii la pocăință. Și pe vremea apostolilor, dacă nu erau semne și minuni, era cu semnul întrebării întorcerea a multor oameni la pocăință. Bineînțeles că a fost și puterea cuvântului. S-au întors și la cuvântul lui Dumnezeu și s-au botezat și cu Duhul Sfânt la cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrarea din această seară sau tema din aceasta este pe, în acest punct de vedere. Mă gândeam când sora spunea mărturia, Dumnezeu ne-a vindecat și pe noi, m-a vindecat și pe mine și am mai mărturisit aici. Dar încă nu eram pocăiți în familie, nu erau părinții pocăiți, nu eram noi, eram copii. Și nu am timp să spun toate lucrurile, dar Dumnezeu, ca să-și arate puterea și să întoarcă pe părinți la pocăință, s-a îmbolnăvit maică-mea. Toți eram copii mici, nu știu, 6, 7, 8, eram unul după altul. Și a ajuns la spital, aprindere de crei, nu știa cum să trateze boala asta, ce să facă, nu găsea niciun medicament, nici o soluție, a stat mult în spital și în final i-a dat drumul acasă ca să moară acasă. Asta a fost soluția. Dar Dumnezeu a intervenit prin oameni așa cum intervine și aici prin Anania, și Dumnezeu a vindecat-o înainte să ne fi pocăit. Fiindcă Dumnezeu, când te are în plan, nu contează cât ești de rău înaintea lui Dumnezeu. Dacă te are în planul lui de mântuire, El are soluții. Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, de Dumnezeu suveran, are soluții și știe cum să proceteze dacă te are în planul de mântuire. Să te întoarcă la ei, că ne-a avut în vedere și pe noi, ca familie mare, ca copii, părinții noștri au ajuns să aibă la 80 de nepoți și Dumnezeu vede înainte
și știe ce rezultate vor fi în urma acestor persoane, în urma ta, în urma mea. Și în felul acesta beneficiezi de binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Și chiar dacă crezi că te duci, El îți dă viață. Căci Dumnezeu este viață. Am fost vindecat chiar și eu și cred că Dumnezeu vindecă. Este un Dumnezeu bun și milos și îndurător. Și poate. Cum să nu poată Cel care te-a creat? Este vreun diagnostic pe care Dumnezeu să nu-L cunoască noi, că El ne-a făcut, El ne-a creat? Să nu cunoască defecțiunea din tine? Și când mergi la un mecanic, deși nu te-a făcut El, a făcut factory, whatever, dar îți găsește diagnosticul la mașină. Cu cât mai mult Dumnezeu. Cu cât mai mult Dumnezeu. Chiar dacă crezi că nu, Dumnezeu îți cunoaște și boala sufletului. Nu poate pătrunde medicul acolo. Nu are ce căuta acolo. Spiritual, Dumnezeu te cunoaște și știe de ce suferi, ce te deranjează în fiecare zi, ce te lovește în fiecare zi, pas cu pas, în viața ta. Și Dumnezeu poate. Important este să-L crezi pe Dumnezeu și să intervii la ajutorul Lui, ca să te scape de acest viciu, de această boală. El poate. Și chiar fizic, Dumnezeu poate. Că este un Dumnezeu bun. Și Dumnezeu poate să te umple și cu putere, dacă apelezi la El și dacă vrei. Este pe care poate că nici nu se gândește și Dumnezeu îl umple. Parcă este mai indiferent, așa, parcă, sau nu crede de ajuns. Sau nu știu cum să mă exprim, dar am văzut oameni de genul ăsta. Veneau la stăruință și stătea în colțul ăla undeva, pe acolo. Și pentru cei care se rugau aici, nu prea primeau. Și primea ăla de la ușă. Am văzut și primit Duhul Sfânt în felul acesta. Umplere de Duhul Sfânt în felul acesta. Maica mea, după ce, bineînțeles că taică meu s-a întors prima dată și erau ortodoxi, plini, am putea spune, un alt cuvânt. Nu l-ai fi putut pocăi sau convinge sub nicio formă din religia lui sau din religia ei. Dar Dumnezeu când lucrează, când intervine, se poate orice. Și după ce s-au pocăit, după 2 ani, maica mea ce a alergat pe la toți preoții, pe la toți călugării, în final a găsit pe unul care a spus întrebările și a pus întrebările și așa, 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 și a întrebat-o cum se manifestă, cum este, cum a fost în trecut, cum este acum. Și ăsta a tras concluzia și a spus, știi ce? El este omul lui Dumnezeu. Du-te și tu cu El. Uite, așa lucrează Dumnezeu, prin cine nici nu crezi, nici nu te gândești. Și a venit la pocăință și maica mea, noi eram copii, eram de 6 ani și ceva, 7 ani, când s-au pocăit ei. Ne-am mutat într-un sat vecin unde era adunare și mergeam cu maica mea la rugăciune. Acum eram de vreo 8 ani, la o soră bătrână. Și maica mea s-a dus cu scopul ca să se roage și sora să o ajute în rugăciune ca să primească Duhul Sfânt. Am stat până pe la vreo 10 jumate, 11 și nu s-a întâmplat nimic. Eu mai mult dormeam decât mă rugam, eram mai tânăr și așa erau. Dar în final vine o lucrare prin Duhul Sfânt, prin sora aia și spune, femeie, când vei ajunge acasă, să te pui pe genunchi cu cei de lângă tine și acolo îți voi da ceea ce tu ceri, ceea ce tu dorești. Nici n-am mai stat, maica mea, pe gând, a crezut, totuși a crezut. Și plină de bucurie, pacea Domnului, soră, pacea Domnului, haide să plecăm. Și am intrat în casă, copiii erau, frații mei, toți mici, nu erau încă culcați, taică-miu era acolo. Și haide să ne rugăm.
Nu a ajuns Maica mea să se pună pe genunchi și a început o putere peste ea și să vorbească în alte limbi. Nu voi uita niciodată că așa lucrează Dumnezeu. Și a făcut aceasta pentru întărirea noastră ca familie, Dumnezeu. Și Dumnezeu te umple cu Duhul Său cel Sfânt, dacă dorești, dacă vrei. Am stat și m-am gândit, oare noi de aici nu vrem lucrul acesta? Este vreunul care nu vrea? Și dacă vrei, nu te-ai pus întrebarea de ce nu se întâmplă? Nu te-ai pus întrebarea asta? Vorbim în această seară despre un om, despre o persoană, Saul. Îl scoate în evidență Scriptura ca și la început un om rău. Un om care făcea rele, un om gol, un om orb spiritual, un om care nu vedea bine. Ce interesant este că totuși Dumnezeu îl are în vedere, Dumnezeu îl are în plan. Și Dumnezeu intervine în viața acestui om așa de miraculos, că și noi știm, de fapt, istoria și cunoaștem ce se întâmplă în viața acestui om. Gol spiritual, orb spiritual și mai apoi devine și orb fizic. Fiindcă Dumnezeu se îndură de el, Domnul Iisus Hristos îi este înainte și un om ca și el și normal că nu mai putea să rămână cu vedere. A rămas orb și fizic. Nu mai avea cum să vadă, fiindcă a intervenit Iisus Hristos în viața lui și l-a oprit din mersul lui, din felul lui de a fi, de a face rău. Asta era scopul lui și era împuternicit, legitimat să meargă să facă rău. Și care a luat parte, spune cuvântul Domnului, a participat la această decizie, la uciderea lui Ștefan. El era acolo și și-a dat cuvântul. Pe lângă toate relele pe care le-a făcut, a mai participat și la moartea lui Ștefan. Ce interesant că Domnul Iisus Hristos, plin de milă și de îndurare, nu știm care a fost scopul. Credeți că n-a fost și alți oameni pe care Iisus Hristos putea să-i folosească? Păi nu era acolo și Anania, un ucenic al Domnului, pe care îl trimite la el? Nu putea să-l folosească în locul lui Pavel? De ce tocmai pe omul ăsta rău? Că și Anania se miră. Anania se miră. Ce, Doamne, parcă ține un dialog, parcă, știu, ar vrea să-l contrazică cumva. Chiar pe el? L-ai găsit tu? Păi, dar stai să spun ce face omul ăsta. Prăpăt peste tot. Parcă Iisus nu știa că ce face Pavel. Dar el i-a ieșit înainte. Dar parcă mă tem să mă duc la el, că eu știu ce face. Ăsta e un om rău. Ne mirăm de Iona, că nu s-a dus în Ninive. Dar Iona știa ce făcea oamenii acolo. Îi belea de viu, un cuvânt greu de spus. Păi să mă duc acolo eu, Doamne, o fi spus Iona, nu, mi-e frică să mă duc acolo. Mai bine o iau în altă parte. De acolo nu merg. Dar Anania ascultă de Domnul, fiindcă Domnul îi spune, du-te că eu l-am ales. Pe acest om, eu l-am ales. Du-te. Când Dumnezeu te alege, e un lucru mare. Chiar dacă toți sunt împotriva ta, tu ești cu Dumnezeu biruitor. Aduceți-vă aminte de împăratul Saul. Dumnezeu l-a ales, l-a ales prin sorți. Și cum mi-a lucrat Dumnezeu în viața lui, când Dumnezeu i-a făcut umplerea, l-a umplut, l-a botezat cu Duhul Sfânt, vorbea în limbi și de noi era dintre fiii prorocilor. Erau
uimiți cei din jur ce se întâmplă cu omul ăsta, fiindcă Dumnezeu l-a ales, l-a umplut și l-a pus în fruntea poporului și a avut biruință la început cu filistenii și așa mai departe. Dar a avut și împotrivitori, spune cuvântul Domnului, în Doi Împărați, capitolul 2, cu versetul 9. Ce ne poate face nou omul ăsta? Cu ce ne poate ajuta? Ce putem aștepta împotrivitori? Dacă Dumnezeu te-a pus într-o lucrare, dacă ai cumva puternicire din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu te folosește, ai și împotrivitori, să nu crezi că nu ai. Ai și împotrivitori, dar dacă rămâi lângă Dumnezeu, Dumnezeu e cu tine. Dacă dorești umplerea, frate și soră, nu se primește oricum. Dumnezeu o dă, Dumnezeu este bun, Dumnezeu este îndurător. Cum s-a întâmplat și cu Elisei. Ce a zis Ilie înainte să fie răpit? Lui Elisei, spune-mi ce să-ți fac. Ce pot să-ți fac eu înainte ca să mă vezi că voi fi răpit, voi pleca? Ce dorință frumoasă, ce dorință bună! Nu vreau nimic altceva decât să vină de la tine, din Duhul tău, din puterea ta, o îndoită putere peste mine. Ce lucru mare face, ce lucru mare, ce lucru greu! Vedeți dumneavoastră, nu este așa de simplu umplerea aceasta cu Duhul Sfânt. Ce lucru greu treci certul Elisei. Dar când mă vei vedea că voi pleca, să știi că așa ți se va întâmpla. Ce lucru minunat! Din om care nu ești bun de nimic, considerat de alții, caracterizat de alții, care ești un om vorbit de rău, marginalizat, nebăgat în seamă, Dumnezeu te are în vedere. Dacă crezi că Dumnezeu poate, vino la El. Dumnezeu este gata să-ți facă umplerea de care ai nevoie. Cu toți avem nevoie. Este adevărat că cu toți avem nevoie. Dar Dumnezeu vrea să vii la El. Am văzut, așa cum am spus, atâtea stăruințe și rugăciuni și erau mulți care nu se avântau, nu se duceau, nu se împingeau tocmai acolo în față și stăteau prin colțuri, prin alte părți, plângea și se ruga lui Dumnezeu și primea Duhul Sfânt. Acolo unde era. Căci Dumnezeu face ce vrea, cu cine vrea și Dumnezeu cunoaște inima fiecăruia. Și El este Cel care se îndură. Și se întâmplă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, lui Moise și mai apoi spune Pavel în Romana 8:15, că El se îndură de cine vrea. Dumnezeu este Cel care se îndură și de tine și de mine. Și are milă de cine îi place Lui. Nu te descuraja, nu te degrada singur, nu te condamna sau te crede nevrednic, că nu este nimeni vrednic și nu este nimeni fără păcat. Nici cel care este aici, care vă stă în față și vă predică, nimeni nu se poate bate cu pumnul în piept că eu sunt sfânt sau nu este nimeni ca mine. Nu suntem vrednici înaintea lui Dumnezeu numai prin sângele lui Iisus Hristos, prin jertfa Lui, putem beneficia de binecuvântările Lui. Numai în felul acesta poți să alergi cât îi vrea tu, dintr-un continent în altul, nu contează, dintr-o țară în altul, dintr-o biserică în alta, de la o rugăciune la alta, cât îi vrea tu poți să alergi. Dacă vrei să ajungi ceva numai de fală sau să te ridice oamenii, s-ar putea să se întâmple, s-ar putea nu. Dar dacă scopul tău nu este un scop bun și după voia lui Dumnezeu, nimic nu ți se va întâmpla. Vei rămâne același tot timpul. Dar dacă alergi după voia lui Dumnezeu, s-ar putea să dobândești ceea ce dorești, dacă este după voia lui Dumnezeu. Că și
examinarea pocăinței tale o face Dumnezeu. Trebuie să treci acest proces al pocăinței pentru ca să fii umplut, ca să Dumnezeu să-ți poată da ceva. Nu ți-o face oamenii, nu după prejudecățile oamenilor, după ceea ce te vede omul sau din afară, sau ce citește prin afară, este ceea ce vede Dumnezeu prin lăuntru. El te examinează. El știe cine ești. Și de la El primești ceea ce dorești. El este singurul care poate să-ți dea binecuvântarea spirituală și materială. De ce nu? Dumnezeu ne-a binecuvântat în țara asta material pe toți. Nu știu dacă este vreunul care duce lipsă. Ai de toate, ai din belșug, Dumnezeu este bun și ne-a purtat de grijă și a fost și chiar voia Lui la unii, eu, pentru mine cel puțin, să ajung aici. A fost voia Lui. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Duhul Sfânt, fraților, se primește în multe feluri. Umplerea din partea lui Dumnezeu, sunt multe metode ale lui Dumnezeu prin care tu poți să le primești. Dar cel mai important este să fii pocăit. Să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, să te întorci la El din toată inima și să stăruiești în rugăciune. Acesta este un principiu. Și al doilea, poți să știi că se capătă și prin punerea mâinilor. Dacă ai harul lui Dumnezeu și să întâlnești o persoană care este împuternicit cu acest dar al punerilor mâinilor, să se roage pentru tine, poți să primești ceea ce dorești. Și chiar vindecare, vindecare spirituală, fizică, și să primești și umplere din partea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este Cel care dă. Aduceți-vă aminte de ceea ce s-a citit. Anania spune cuvântul lui Dumnezeu că a ascultat de Domnul Iisus și s-a dus la acest om rău pe care îl caracteriza el, un om rău, un om gol, un om mort spiritual, un om care nu vedea, nu știa ce face. Râvna lui nebună, râvna lui nebună, el făcea rău, el credea că face bine. De-aia a ieșit Domnul Iisus înainte. Tu nu faci bine, mă omule, uite așa trebuie. Că el l-a întrebat pe Domnul Iisus, dar ce să fac? Eu credeam că fac bine. Ce vrei să fac? Du-te în cetate și acolo ți se va arăta. Ți se va spune ce trebuie să faci. Și Domnul se descopere lui Anania și îl trimite. Și Anania se exprimă așa frumos. Om rău. Așa spune? Nu mai spune om rău. Spune frate Pavel. Frate Pavel. Domnul m-a trimis la tine. Ce interesant! Anania a ajuns la un criminal, a ajuns la un om rău, la un om gol, spiritual, la un om fără vedere, spirituală și fizică chiar. Frate Pavel, Domnul m-a trimis la tine să pun mâinile peste tine, să te umpli de Duhul Sfânt și să scapezi vederea. Ce lucru mare! Ce lucru minunat! Să scapeți vederea. Numai după ce primim, fraților, umplerea, după ce primim Duhul lui Dumnezeu, începem să vedem destușit. Începem să vedem clar lucrurile. Așa ca și Pavel, după ce a primit, a căpătat puterea, a început să vadă, a căpătat vederea și a văzut lucrurile diferite. A început să-L vadă pe Iisus Hristos diferit. După ce a primit Duhul Sfânt, a fost liber să-L mărturisească cu tărie, să-L propovăduiască cu tărie în chemarea pe care Domnul i-a făcut-o. Numai după ce primești Duhul Sfânt, ai această împuternicire, această legitimație, căci Iisus Hristos te-a împuternicit ca să mergi în numele Lui și primești acest curaj, această îndrăzneală. Nu ți-e mai rușine să spui oamenilor de pocăință, de pocăit, ce te face să strigi în gura mare că Iisus Hristos este salvatorul tău, că te-a salvat și pe tine. El poate. Mi-aduc aminte de un frate în Brașov, cu care mergeam de multe ori, așa se întâmpla, întâmplător, mergeam împreună la servici. Dar acest om a primit Duhul Sfânt, cum am spus, alții stăreau aici și el a primit după ușa acolo.
și plin de bucuria Duhului Sfânt care era el și pe autobuz și pe stradă, îl slăvea pe Dumnezeu. Mie era mai tânăr, parcă mi-era rușine. Vă spun drept, așa eram. Parcă mi-era rușine, el slăvit să fie Domnul prin autobuz. Da, Dumnezeu l-a folosit, Dumnezeu l-a chemat și cum l-a chemat, nu e timpul să vă spun istoria lui. Dumnezeu l-a folosit și acum este în viață vreo 80 de ani, a fost un proroc al Domnului. Fiindcă Dumnezeu face alegerea, fraților, selectarea. El se îndură de cine vrea și are milă, de cine îi place. Avem nevoie cu toții de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, așa cum a spus, îți dă curaj în tot ce înseamnă slujire, chemare, propovăduire, misiune. Și fără Duhul Sfânt este cu neputință. Și avem nevoie cu toții de Duhul Dumnezeu. Doresc ca Duhul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu această râvnă de a apela la mila, la bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu, ca El să ne împuternicească, cu toți avem nevoie, chiar dacă am fost, avem nevoie să se vadă în locul acesta că suntem cu adevărat umpluți de El. Și când ne vom ruga, așa cum se rugau ucenicii, să se cutremure și materialul, și locul acesta, nu numai inimile noastre, să se vadă cu adevărat că suntem umpluți și avem ungerea Lui de sus. Duhul Sfânt, fraților, este Cel care ne ajută în slăbiciuni, în necazuri, în nevoile noastre. Este foarte ușor ca și creștin, nu este foarte ușor, dar este mult mai ușor ca și creștin să fii împuternicit de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ridică pedicile din calea noastră ca să putem sta în părtășie cu Tatăl, cu Dumnezeu, prin intervenția Duhului Sfânt. În rugăciune, noi stăm de vorbă cu Dumnezeu. Dumnezeu, Duhul Sfânt te ajută să stai în părtășie cu Dumnezeu. Ce lucru mare, ce lucru minunat. Trezește noi dispoziții favorabile părtășiei noastre cu Dumnezeu. Duhul Sfânt, de aia avem nevoie de Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt ne întărește, bineînțeles, în fiecare zi. Și ar fi multe de vorbit din punctul ăsta de vedere. Dar ce se întâmplă dacă nu există Duhul Sfânt? Dacă lipsește din viața noastră Duhul Sfânt? Așa de multe am putea vorbi din punctul ăsta de vedere. Foarte multe. Dar în seara aceasta n-aș vrea să spun prea multe decât să puneți în fața dumneavoastră un semnul întrebării mare. Căci fără Duhul Sfânt eșuăm, dăm înapoi, alunecăm. Fără Duhul Sfânt n-avem perspective spirituale, nu înaintăm, stagnăm pe loc. Fără Duhul Sfânt nu ai bucuria veșniciei. Fără Duhul Sfânt ești ca și David, ca și Pavel înainte de a se întâlni cu Hristos. Întreabă-L pe El, ce să fac, Doamne? Dar vreau și eu umplerea Ta. Vreau atingerea Ta, vreau ungerea Ta. Vreau prezența Ta în viața mea. Nu mă mai vreau gol, vreau să fiu plin de Tine. Întreabă pe Dumnezeu, întreabă cuvântul Lui, că Te învață. Apelează la îndurările Lui, la mila Lui, la ajutorul Lui. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bogat în bunătate și în durare. El are din belșug pentru fiecare. Nu dori să fii ca celălalt. Dorește să fii mai bun ca celălalt. Nu fii gelos pe celălalt, fii pe tine. Nu judeca pe celălalt. De ce el și nu eu? Căci Dumnezeu cunoaște inima ta și a mea și Dumnezeu te știe foarte bine. Vino la El așa cum ești. Recunoaște-te cine ești, ce ești. Nu te da drept altul, ca Dumnezeu să vadă sinceritate în viața ta. Și în felul acesta să intervină și Dumnezeu să-și proslăvească numele în biserica noastră, în familiile noastre, în casele noastre, copiii noștri, noi. Dumnezeu să facă schimbări noi, o trezire, un revival în vremurile ca acestea. Și să ridice biserica la un standard înalt al credinței și împuterniciți de El, plin de putere, să-L putem lăuda.
glorificat și înaintat pe cale, până când vom ajunge acolo unde este ținta. Domnul să ne ajute. Amin. Mulțumim Domnului pentru acest cuvânt. Cuvântul Domnului spus de Anania, când i s-a prezentat înaintea lui Pavel, a spus: frate Pavele, frate Saule, Domnul m-a trimis ca să fac două lucrări. Domnul m-a trimis ca să scape vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Nu să primești o doză, nu să primești puțin, nu să primești suficient ca să te miști de aici acolo, nu, ci ca să te umpli cu Duhul Sfânt. Și apoi vedem, întreaga lucrarea Sfântului Apostol Pavel a fost sub călăuzirea Duhului Sfânt, a avut putere prin Duhul Sfânt să lupte, a avut putere să sufere, a avut înțelepciune să stea înaintea oamenilor mari, pentru că Duhul Sfânt a umplut viața lui. Cred că și noi fiecare avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. Nu puțin, nu acea parte care a făcut în noi acea naștere din nou, ci acea umplere cu Duhul Sfânt, ca să fim așa cum Domnul Iisus Hristos înainte în înălțare le-a spus, să fim martorii Lui. Și mă rog ca Domnul să fie acel care să umple vasele noastre cu Duhul Său cel Sfânt. Avem nevoie, dragii mei, avem nevoie de înțelepciune. Duhul Sfânt e acel care ne-o dă. Avem nevoie de putere să luptăm împotriva ispitelor, împotriva celui rău care se luptă cu noi, împotriva căpetenilor duhurilor întunericului, cum spune Apostolul Pavel în Efeseni. Avem nevoie de Duhul Sfânt, avem nevoie de lumină în ceea ce privește slujirea, avem nevoie de Duhul Sfânt, dragii mei. În trăirea noastră de creștini de fiecare zi, avem nevoie să fim plini de Duhul Sfânt. De aceea aș dori în această seară, în urma cuvântului, mesajului, cuvântului lui Dumnezeu, să-L rugăm pe Domnul să umple vasele noastre. Și dacă cumva vasul nu este curat, am mai spus și o repet, Domnul nu pune lucruri scumpe în vase murdare. Să venim să ne curățăm, să ne sfințim și Domnul va pune cu bucurie Duhul Său cel Sfânt și nu puțin, ci din belșug. Și mă rog ca Domnul să facă acest lucru în viața noastră a fiecăruia. Vă invit să ne ridicăm pe picioare, să-i mulțumim Domnului pentru Duhul Său cel Sfânt care L-a promis și ne-L-a dat, să rugăm ca El să umple vasele noastre și apoi să-i mulțumim de această zi binecuvântată în care am putut să stăm înaintea Domnului și să ne încredințăm în săptămâna ce stă înainte, în mâna Lui, rugându-L ca Duhul Său cel Sfânt să ne călăuzească în tot adevărul. Ne închinăm Domnului. Tată.